găsit! Zona euro a înregistrat inflație negativă în septembrie pentru prima oară în ultimele 6 luni, evoluție care surprinde analiștii și amplifică presiunile asupra băncii centrale europene pentru suplimentarea măsurilor de stimulare, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Zona euro a înregistrat inflație negativă în septembrie pentru prima oară în aceste prime 6 luni. Prețurile de consum din zona euro au scăzut cu 0,1% în septembrie față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor preliminare publicate miercuri de Biroul European de Statistică Eurostat. Analiștii anticipau că prețurile de consum vor stagna. Date separate ale Eurostat arată că șomajul din zona euro s-a menținut la nivelul de 11%. Declinul prețurilor este în mare parte consecința energiei ieftine, iar președintele BCE, Mario Draghi, a semnalat că instituția ar putea extinde programul de suplimentare a lichidităților dacă va fi nevoie pentru evitarea deflației. Două treimi dintre analiștii intervievați de Bloomberg în această lună consideră că BCE va suplimenta programul de achiziții de active în valoare totală de 1.100 de miliarde de euro. BCE a anticipat în această lună că economia zonei euro va înregistra anul viitor o creștere de 1,7% și o rată a inflației de 1,1%. Salariile cadrelor medicale au crescut cu 25% începând de joi 1 octombrie, majorare de care beneficiază peste 200.000 de angajați din sistemul sanitar, aceștia fiind primii bugetari care primesc salarii mărite după ce au fost majorate indemnizațiile unor demnitari, între care președintele și premierul. Majorarea salariilor din sistemul sanitar a generat nemulțumiri în rândul cadrelor didactice, care au cerut creșteri de 15% de la 1 noiembrie sau de 20% de la 1 decembrie, amenințând cu proteste. Sindicaliștii din educație au decis să amâne decizia privind declanșarea unor proteste până în 10 octombrie, atunci când reprezentanții guvernului i-au promis că vor ști exact care este majorarea pe care o vor aplica salariilor din educație și de la ce dată. Guvernul a aprobat în august ordonanța de urgență privind majorarea de la 1 octombrie a salariilor din sistemul sanitar cu 25%, iar actul normativ prevede și creșterea unor sporuri, dar și facilități pentru medicii rezidenți. Astfel, ordonanța prevede majorarea cu 25% a cuantumului sporurilor pentru condiții de muncă, al sporului de ture, al sporului de noapte, al tarifului orar pentru orele de gardă și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută, salariul brut lunar, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Potrivit aceluiași act normativ, plafonul stabilit pentru salariul lunar brut sau solda lunară brută lunară, în funcție de care se acordă bursa de rezidențiat, se majorează cu 25% de la 3.100 de lei la 3.875 de lei. Această modificare va conserva dreptul medicilor rezidenți de a beneficia și după majorarea salarială decisă de bursa de rezidențiat în cuantum lunar de 670 de lei. Ordonanța mai prevede ca medicii rezidenți să fie incluși în categoria tinerilor specialiști din sănătate care pot beneficia de închirierea unei locuințe anele. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din domeniul economic. Sunt Mihaela Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!